Sau ce? Lovitorile astea? Aseară? Da, mă, da, aseară. Aia e nebuneala. Hai să mergem să luăm și noi echipa. Hai să mergem să mergem, da, echipamentul tot. Dar să găsim unde eram. Nu, am conectat cu Steam, mutată. L-aveam, era pe aici, pe aproape, dar l-am mutat. De jos, unde l-am fi mutat? Știi tu? Nu știu. Să putem pe aici pe jos. Pe aici pe undeva nu cred. Să te dai și tu înapoi, tipul, la... Da. Gata. Și cu alea, așa. Pe aici... Pe aici mai față dăm de celule. Oh. Două minute, guys. Trebuie să scriu contul și parola. Oricum, cred că data trecută s-a văzut. Nu, nu cred. Bun, asta nu o să, asta o să rămână tot. Ai găsit? Vezi că pe unul e, vezi că pe unul e stația. Vezi că se bași tot pe frecvența 1. Păi da, acolo sunt. Ok, bine. Bun. Mă auzi? Mă auzi, scole? Da, mă auzi? M-a luat cineva mașina de aici, de la 9075. 10.33. Unde ești, mă? Unde ești? Înțeles. Cineva care știe unde s-a mutat gun shop-ul de la secție? Știi careva? Bună, schimbă. La secție, să ne luăm și noi echipamentul. Ce faceți, domnul, aici? E, domnule, eu cam pierdut sunt. Am înțeles, hai afară după mine. Eu venit aeroport în România, de la aeroport în România venit eu. Știu. Două minute. Ia, du-te pe aici. Aici ești tot încolo. Da. Ok, domnule, ok. O zi, o seară minunată. O seară ok. Bun, problema noastră e unui gun shop. M-au zis, unde este gun shop-ul la până la secție, că nu știu. Dar nici eu nu mai știu ce e cu secția asta. Of. Hai cu locul lucru. Undeva... Hai că am înțeles. E ok pe aici. Mă rog, 104, știți care v-am dat gașul pe la secție? Haide. Ia. Yeah. Așa, hai pe aici. Ce facem în cazul ăsta? Hai, împrumutăm. 10, 5, 2, 10, 8. Împrumutăm. Acțiuni, vehicule, secții, nu... Unde-i gașul? Locker? Asta e blocker unde? Așa. Vino încoa, cred că e la... Cred că e la celule acolo, vino încoa. Nu, ăștia cu gun shop-ul, mergeți la etaj. Nu sunt la celule. Veni jos, ăștia de trebuie să interoghezi, veni jos. Așa. De, episodul 2, încă ne mai căutăm... Episodul 2, încă ne mai căutăm gun shop-ul, mă rog, gun shop-ul ăsta cu armele de la poliție. Da. Acolo e închis. Bună schemă, hai mai sus. Nu. Nici. Tu te-ai dus? Cât te-ai dus? Vezi că lângă tine, nu. Nu mai vorbi pe stație. Ah, ok. Aici altceva. Mamă, că de camera avem mici. Știi ce putem face în momentul acesta? Da, scriem la primarul mesaj, ne dai și nouă niște coordonate. Sau... Ce? Ce? Unde ești? What the fuck, cum dracului te duci tu așa jos? Bună, scriem. Da... Unde e asta, mă? Colegul, am găsit, știi unde? Aici, în spatele tău. Zi. Nehe.
luăm bice de la, de la confiscate, vrei? Mai avem, mai avem încotro. Mamă, câte pachete. Mamă, ce pe aici a făcut, băi băiatule. Hai că luăm de la confiscate, hai că și aici să iei de la confiscate de aici. Erau niște băiți acolo. Laptopuri, ceva. Sau, hai pe aici. Niște băieți acolo care, nu știu, se uitau la mașinile lor și le reparau. Habar n-am. Mă rog. Vine pe mine, ia vine pe mine, pe mine. Cărcala pe care l-am prins. Caracterizații. Umblă cu bombe, umblă. Da, zice. Bombe, da. Și ce, da. Ce cu bombele alea? Sunt niște bombe bazate pe un timer și un declanșator. Auzi, au o rază extrem de mare, iar cum i-a povestit un tip de acolo, dacă este raza de 20 de metri, nu ai scăpare. Am înțeles. De dacă se declanșează și ești la mai puțin de 20 de metri, nu ai scăpare. Mă, dar nu mai fac cu bombele alea, nu știi? Parașute! Păi, sunt trimiși de președintele Arabiei. Care pistolul? Distrugă pe președintele. Stați. Mm-hmm. Să-l distrugă pe președintele orașului. Oh. Ce am făcut aici? De cum ce pătrat? Nu mă, că... mă rog, știu că n-am voie pe așa ceva. Hai, clar. Să reculteze toate resursele de aici din Los Santos, cum ar fi mm-hmm. petrolul, aici. Gazele naturale, chestii de genul. Vă zic că lucrez pentru guvern. Am venit să investighez ce e prin orașul ăsta, că nu prea ne este raportat nicio infracțiune. Dar nu este pe pompieri. Am venit să verific ce e prin orașul ăsta, pentru că cum să vă spun? Nu ar trebui să ne fie date rapoarte. Gata, colegu, ți-l atar? Da, da. Și taser-o? Da. Ia, iartă-mi, ca să fiu sigur. Hm? Aici, mă. Bravo, bravo. Hai, eu... calibru mare. Dar nu ți-l ia de aici, nu ți-l ia de aici, mă, te rog, că s-ar putea să ajungă sus. Păi du-te, du-te sus și... Tu stai aici! Hai mă. Mătare, stai acolo în grădină, că le-au eu de aici nimic. Da mă, se vede, se vede cum, cum lei, de fapt îți spawnează, că plăsa de vor, ăsta e mini-ul. Ne, asta e. Mi le aduci colegul, pe mine, nu? Colegul de pe salvare, mai ai nevoie de noi pe acolo? Și am apăsat F. Când cobor din mașină pe cod 99 la bar aici. Cod 99? Cod 99, da, bă. Slash, bă, de panic, de panică. Du-te, du-te, că mă duc de putere. 20, 10, 20, 7, 6. Iar o acțiune. 10, 20. 10, 20, cod 99. La bar, la bar, la bar aici. Where is bar? Toamă, nu știu unde e bar, nu? Frate, unde e bar? Zi, 10, 20, cod postal, ceva. 9, 9, 4, 8. Nu. 904. Nu există, bro, nu există. 904. 904. Colegu, motorul vine pa. Hai, mă, că deja am vrut să. 1076 D8 1076. Hai, tata, hai. Colegii se trage aici, nu știu unde exact. Se trag focuri de calibru mare. În moment nu, nu depinde de un mandat de percheziție. Nu depinde de mandat de percheziție, așteptăm afară. În momentul ăsta nu intrați, nu intrați, vă las poziții, vă rog frumos. Poziții, vă rog. Da, da. Număr de matriculare la mașini, vă rog frumos, luați-le și duceți-le pe dispatch, ok? Matriculare, vă rog. Hai, ia-l tu. Ce colegu? Ce este? Cu numărul de matriculare. Păi, hai să luăm, luăm un număr de matriculare de la mașină, nu avem? Colegii, puteți lua și voi număr de matriculare sau nu știți că să vreați număr de matriculare? Sorry, trebuie să mai învăț. Nu prea mai duce așa. Nu știu cum.
Ofițeri! Bun, vreți să vă fac ședință de o oră? Spuneți-mi, doar. Mamă. Momentul ăsta, dacă nu luați mor de matriculare... Ia le mă tot, dacă tot zici. Fiecare, vin la fiecare și eu dau... Pronț. Vă dau o culăță în mână. Rămână, să le vedeți acolo. Da, bună idee. Vă despeci, mă, Egă. Care pui? Ia. Ia nu mor de mătru, clar, ce faci? Doamne, să mai duci. Vreau toată lumea să ia număr de matriculare, notațiile o foaie. Așteptăm afară, vă rog eu frumos să aveți arme de calibru mic. Să tra... S-a deschis ușa, a deschis ușa, luați pistolul. S-a tras, s-a tras. Da, da. Aud elicopter, aud elicopter. Unde să le trec? Pedica. Vezi că este și în spate, vezi că este și în spate ieșire. Da, da. Toată lumea în spate, toată lumea în spate, toată lumea în spate. Bine, bine. Toată lumea în spate, lăsați-vă afară, lăsați-vă afară. Aici... Vedeam pe spate. Intrați, 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 intrați. Liniște, doar. Deci intrați, paști, liniște. Lol, doar că era intrarea de dincolo. Pardon? Se trage, se trage. De unde dracu știu că suntem aici? Nu știu. Băi, că e pe butonul insert ăsta și dacă încep să trag eu o să fie nebunela. Să trage, să trage, să trage. Se trage. I-am dat, i-am dat, i-am dat. Cum? Bac ceva în... Toată lumea cover, toată lumea cover. Ești când se iasă înapoi în față. Mă duc prin față, mă duc prin față. Mă duc prin față. Mergeți prin față, rămân eu cu motoșul pe spate. Toată lumea în față. Aproape ce toată lumea. De rămâne doar eu cu motoșul pe spate. Polițiștii, mergeți în față, ofițeri. Păi de frate că aveți gradă mare. Shotgun-ul tale, frate. Toată lumea cu shotgun-ul. În față mergem, în față? Da, mergeți în față, ofițeri. Ofițeri, intrați cu shotgun-ul tale peste ei. Până să vă dau eu codul. Ziceți-le. Ăla non-letal? Non-letal, non-letal. Bine. Non-letal. Intrăm? Ați ajuns în față? Amândoi? Nu pot să ajung până la urmă. Intrați acum, 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 acum. Bine, bine, bine. Du-te mai încolo un pic. Intră-ți, intră. Avem nevoie de unități medicale, zice 52. Zice 52 la cod postal 1047. Verific zona, verific zona pe aici. Zice 4, verific. Nu-i nimic. Eu ce pot să fac un pistol, mă, dacă ăla vine cu calibru mare? E liber, e liber. Ce, ale medicul mă? Ai hashtag de videoclipuri. Mhm. Nu e spot, nu spot. Acesta... cod 4, toată lumea în patrulă.
peste 4 la voi doi, ăștia care erați aici la bar, mergeți să amândoi în 4 la. Ce 4? Vreau. Dacă stai bar, ăsta e strip. E bar. E strip. E bar, strip. E bar. 10.36 în față la bar aici. Bun, din acest moment a fost, suspectul a fost împușcat. 10.36 în față. A fost împușcat în cap. Cine? Mamă, uite-l pe ăla. A fost împușcat în cap, nici nu mai ne chinuim să luăm pulsul. Dar cine a fost împușcat în cap? Bă, ce a fost mai aici cu mine? Cine sunteți aici? Eu sunt de la guvern, ăsta e din spatele meu, e de la agent federal. Am venit să investigăm ce e aici. Ce agent federal, domnule? Bă, fine, investigați, investigați, este domnul acolo. Ia uite, să vorbim cum o să plecați, ce a fost un incident. Neplăcut. Nu, stai să vorbesc cu ăsta. Eu sunt domnul, de la de aici, eu sunt de la guvern, domnul din spatele meu e de la agent, e agent federal. Plecați. Nu, că le-au fost așa și tot cum fac, dacă nu înțelegi. Bă, pleacă mă anul dată, tu înțelegi să pleci? Nu, că nu. Păi să ne... Dă-i mă, fără nici așa. Păi pleacă, vezi că te-a pentru eșecul, e bără nu-i înțeleg. Pleacă în momentul ăsta, dacă nu pleci. Dacă nu pleci în momentul tot ce te-a pus, te dau cu forța, așa nu te-a pus, te bag și la bucură. Doamne, colegul... Păi dacă nu înțelege, frate, nu înțelege un singur... Nu înțelege, lasă-l acolo. O zi frumos să aveți. Unde merem? Hai în groove, du-te în groove. Până aici D80, luăm un groove operator de 745. 5. Motoare care poate răzut. Da, el zice pe engle. Aolo. Las-o așa. Ai văzut sau? Ce? Ai văzut ce s-a întâmplat sau? Nu, ce să văd? Stai că am dat de kill switch. Nu, dar ce-s cu mașinile alea de acolo? Ia, uite acolo, 4x4 ăla. Unde e? Aici, în stânga, vezi? Accident rutier, mă. Nu prea l-aud. Mă auzi? Da, să te dai ocupată. Au, dar auzi că e ocupată. Bun, aici sergent din Sambre. Agent Ruter, tătăr Alex. Nu-i și mie buletinul tău dacă truc. Am și eu nevoie de buletinul dumneavoastră. Permisul de conducere, dacă vă rog frumos. Am treaba asta, dar, mamă, domnule, dar mirosiți foarte puternic alcool, ia să scoate din mașină. Nu vreau să mergeți la droguri, ia, hai să vedem. Nu prea mere. Bun. Colegul... În momentul acesta să-ți faceți fitilul și să sufle, nu o să vă zic. Deci, mai, Cod 99 în groove, Cod 99 în groove, Cod 99 în groove. Deci, bă. Focuri de armă. Colegul! Da, colegul. Băiatul meu e parcul 0.04. Brabus, mare negru. Și stai să vedem droguri mare. Permisul... Am înțeles. Știi care e faza? Trebuie să ne grăbim repede să ne împărțităm colegii. Hai, repede. Hai, repede, lasă-l. Mușcul dismis, dă-i mușcul dismis, mușcul dismis. Fuge, fuge, fuge! Așa. 76. Pillbox. După el, după el. Hai, repede, după el. Mama, să urmărire, mă. E ăsta cu dubă din față neagră? Nu, no, nu, no, nu, no, Brabus negru. Brabus negru, geamuri fumării.
Îl văd, îl văd în grup. Ok. O! Cunoști. Toate unitățile 9102 cunoști nou. Ce parte? Pleacă, focuri, bă, bă. Trage, se trage. Trage, se trage. Lol. Lagul. Asta am arătat spartă, nu se mai pot pleca motorul. Ia-ți arma, scoate pedica de pe ea și hai. Dar el n-are nimic, mă. Exact. De 5 ori în mașina asta. Altul. Hai, după ei. Plec în mașina. Hai, când aveți grijă să țină. Ia-ți un număr. Hai, după mine. Vezi că am niște petice. Bravus negru și după neagră. Ambii cu geamul și fumurii. Sunt aici, la... Vreau de acum să rămână doar două unități, una high speed și una off-road în urmărirea Brabusului. M-am dus după dubă. Și restul să meargă la blocaje. 7-7. Hai. Sunt aici la Franklin. Cred că am depus niște petice pe ea. Du-te! E la 9087 Brabus. Bă, dar n-are nimic el, mă, n-are da, nimic. Da, exact. Brabusul la 9. Brabus în 7. Complica, stai colegul. Du-te, dacă poți. Mamă, hai. Și tras în spate cumva? Mort. Ok. La Franklin aici. Mai are acțiune pe server. A făcut dreapta un Dodge, se ia drept în față. De fapt nu a făcut stânga. Urmărim și unde avem un 1080 cu un Dodge. Corpoștal 9147 de pe față. A făcut 10-50 masiv. Ce? Ce moment? Oh, Dumnezeu. Ce stil de mers am? Ce? Hai că se mai duce. Mamă, ești mă la cap ce mă... Tot acolo e? Am nevoie de încă un 10-7 șogra pe... Cod 99 la Franklin. Da, să locul e bun, da. Colegul meu este leșinat. A fugit de la această zonă, din acea zonă și de a fugit și din Brova. Probabil 10-52. De acel suspect, oarme, este în armată, a făcut un 10-50 aici, cu un acel de masă. Scoate-l că eu stă cu... Urcă-te dacă poți tu în dreapta, să probezi ușa, să vezi dacă e închisă sau deschisă, după aceea urcă în dreapta și-l scot eu, ca să nu iau grăbăm foarte mult colonă. Am învățat și niște tehnici. Urci cu el și pleci frumos de scurt și o ultrație. Da, așa, hai că e deschis. Uite că s-a spart, te vezi că s-a spart încuietoarea aia. Mamă, de la accidentul ăsta cred că s-au spart și încuietorii. Hai că scoți. Vine cineva repede la Franklin. Hai că... Vezi că-l împing în foarte încet de spate. Așa, hai cu el afară. Hai că-l trag așa pe el. Cod 99 la Franklin, veniți? Mamă. Și cuietorile astea și geamul ăsta. Aole. Și vezi că normal... N-a reușit să-l trage afară? L-am împins cu toată forța. Nu, n-am reușit. Uite, e blocat pe scaunul. Ce gras e. Foa, nu pot să-l dau jos în mașină. Mamă, ce gras e, frate. Ce facem? Stai un pic. Ce azi? Chiamă mecanici. Ceva la Franklin. De ce? Uite că a văzut. Uite că a ieșit. N-are o treabă. Pleacă că n-are răs. Avem nevoie de 10-52. Avem nevoie de un 10-52 la cod postal 9159. Pleacă. 10-52 valabil. Avem nevoie urgent de un 10-52. Hm.
Trebuie să chemăm ambulanța. În cazul acesta știi că ai o trusă acolo spate. A dus trusa aia medicală din spate de la motor. Vezi că l-a stors să medicale în urmă. Ia lăsă să ieși aici, scoate mai începe ta. Ia, să mă asez să pot să de pe tati. Că e rece, știi? E ținută la rece. 0.25. Vezi că fac una de 0.25 loc de una de 15, pentru că o să înceapă mai bine așa, știi? Da, mamă! Vezi că ranele sunt direct la picior, mână, la brâu, cam pe acolo am aplicat. Trebuie să vină o ambulanță după el. Și, na. Ori dacă nu... Nu știu ce puteam face, chemăm o unitate să-l transporte la spital, pentru că ne cu motorul nu pot. Da, păi da. Și îl vână mâna pe unitatea aia. Da, da, da. Mamă, la fiu, uite. Mamă, câte răni are la fiu, uite. Mamă, în zona asta. Mamă. Cheamă unitate că trebuie să se ocupe cu ei. Avem nevoie de 1078 la cod poștal 9154. 1078 valabil. Pleci momentul ăsta de aici sau s-ar putea să zbori. Ce? La închisoare. Pleacă momentul ăsta. Pleci momentul ăsta, pleci. A, m-am așa, m-am... Păi dacă nu pleci, ce vrei să spui? Doamne. El stă să uită la accident rutier. Și cu masca pe față. Exact. Da, e... Și mai are și rata spartă. Aoleu. Mai are și rata spartă. Da, așa. Și după aia se întreabă de ce, de ce. Vine cineva până pe aici sau? Aoleu. Ia să văd. Eu uite, s-a oprit frate, uite s-a oprit în față și acum... Mașina unde se ceapă. Avem nevoie de 52. Rapid la un 9154. Să fii pregătit în caz de ceapă. Ori un 1078. Ridica-s. 1076. Rămâneți vă rog eu, porcat. Aoleu. Rămâneți vă rog eu frumos pe portă. Aoleu. Avem nevoie de 10.78 dacă se poate la 10.4. 9.54. Ok, cu 4 locuri dacă se poate. Cu 4 locuri mașina dacă se poate. Avem nevoie, este un 10.50 și avem nevoie de transport spre spital. Și dacă este, te ocup de el, pentru că... Sau dacă îi venim noi în spatele tău și ne ocupăm. 10.4. Ideea care e? Ar trebui să punem cătușele. 420 de vizice, 8 legăm... Legăm în spate la el, mașina. Legăm de... Aveți ceva da. Priorități? Le legăm de gratis, legăm de gratis. Punem cătușa, punem o mână. Nu înțeles, stai că... A venit șeriful? A venit șeriful? Ce faci, domnule? E, aolo! Mamă! Aoleu! Așa, colegii, ce s-a întâmplat aici? Accident rutier, dar e și suspect. Da, știu. E și suspect omul. Dar nu mai aveau pe stoc. În garaj. Așa, dacă se poate să îl iei frumos, dacă se poate să îl iei și tu cu... I-am bătăș... Am auzit să scot o mașină de aici, că e secția de poliție. Du-te și scoate o mașină de aici. Aolo! Îmi pare rău. Vă rog să-mi aveți așa precalcitrândă. V-am bandajat până la urmă. V-am rugat să rămâneți pe jos. Ok. Bun. Mai rezistați, domnule? Vă simțiți? Nu știu cum vă simțiți. Cum vă simțiți? Mă dor toate oasele. O să ai pe cineva grijă. Probabil s-au contractat moștii. În momentul în care... O să ai pe cineva grijă de dână asta. Aduceți-ne un doctor. Păi nu avem momentan, dar am vrut să vă chemăm o ambulanță cu doctor, medic. Da. Dar nu este disponibil din cauza solicitorilor. Mașina mea. Mașina să repare, persoana să fie bine. Exact. Mama să fie bine, mașina să repare. Aoleu. Chiar.
Vorba, e o daltă și ți-ai făcut-o înapoi de un... Fără mașin cu șerif. 10-4. Haideți, vă rog eu frumos, veniți. Până vine ambulanța, eu mor aici. Colegi, să te pleci la nou, la... Găsit, colegă, oricum. Colegul, ia-l tu, colegul. Este un om care a făcut 10-50 masiv și a fugit din grup de atunci, când era în numărirea 10-80. L-am urmărit noi și l-am făcut 10-50. Nu avem. Mai veni să luați sau? Mă descurc singur, o repar aici. Mergeți până la secție, pentru că ați făcut de poliție până la urmă. V-a fost un 10-80, adică... Păi și eu dacă mor aici, mai merg la secție? Păi mergeți la spital. Păi și aia la spital odată. Da, păi n-am cum să vă duc mod. Păi și de ce nu? Am nevoie de un 10-78 la 9154. Domnule, oprește o mașină în trafic și spune că o folosești în puterea legii. Oprește o mașină pe stradă și folosește-o în puterea legii. 10-4. Păi frate, că nu vă înțeleg, dar se copă lângă mine și până păi da, mă, da, pare, îi zis lui ăla să nu mai vine. Bă, 10-33. Hai că 10-33. Dar păi eu când am nevoie... Taci, mă, 10-33 am zis. Hai gura, că te-ai dus de lângă pe ăsta aici. Dar nu te mai udau de oră. Oprește, bine, oprește. Oprește. Toma, au. Au piciorul. Pula mea, Kinder. Bun, mulțumesc frumos, colegul. Ce-a vorbit asta? Aoleu. O să te tend, o să rămână ușa deschisă. Mulțumesc. Și o să te leg o mână de gratis și unul. Trebuie să-l duci la spital? Da, domne, mă doare mâna, nu mă legați. Mă descurc. Păi că am bandajat cam peste tot, adică am luat rusa din motoretă și l-am început să-l bandajez. Hai, domne, să mă dor toate oasele, lasă-mă. Hai, bă. Nu mă legați. Să nu uităm că ești un suspect, la urmă. Ce-am făcut? Au. A făcut din evadarea de către un ofițer cu un autovehicul. În afară de asta... Nu e evadare, e fugă. Da, fugă cu un... E fugă de poliție. E evadarea de un ofițer, de un sergent, mai bine zis. Aina. Un autovehicul, așa se spune, da, așa e legea, așa se scrie în lege. Bun, și în afară legei de asta... pentru flyer. Aha, te-am dus. Da, te-ai dus! Bine, colegul. Hai că opresc și eu GoPro-ul ăsta. Te trebuie prea mult. Bine, vezi, dacă v-a plăcut episodul... Să-l aduc. Dacă... El crede că e pe taxe, nu? Asta crede că e pe taxe, nu? Ce pe grup? Ah, bine, pe colegi, mai aproape de noi. Ha? Vezi, vine acum un Ce este în grup? Vine și noi acum. Ce să fie în grup? A fost scot 99. Bine, beți. Să încercăm să-l pe asta. Asta am pe cu... A fost, frate, nu mai e nimeni acum, a fost. Cinci au fost mai multe urmări. Mai sunt persoane îmbrăcate negru cu... Ok. Aici voi opri episodul, guys, dacă v-a plăcut, nu uitați de butonul de like și subscribe și vă aștept pe server la un roleplay, dar nu așa canceros. V-am lăsat, ciao.